Perioada potrivită pentru semănarea ardeiului începe la data de 20 februarie și se termină la 1 martie. De ce atât de devreme? Deoarece este o plantă care fructifică până târziu în toamnă. Dacă este semănat atât de devreme, există posibilitatea de a fi recoltat în 3-4 etape, dacă nu, mai puțin. De la semănat și până la obținerea răsadului trebuie să treacă aproximativ 65 de zile. Cea mai eficientă metodă de semănare este pe paturi nutritive sau germinative, amplasate pe platforme calde. Evident, există și alte metode, precum cuiburile nutritive, unde se poate semăna individual fiecare sămânță în propriul ei cuib. Lumina este un factor important în creșterea răsadului de ardei. Dacă intensitatea luminii este slabă, există riscul ca răsadul să se alungească, să cadă și să moară. Distanța de semănare între rânduri trebuie să fie de 10 cm, iar între semințe pe rând de 2-3 cm. Adâncimea trebuie să fie de maxim 2 cm. Răsadul trebuie întreținut, aerisit, udat și plivit de buruieni. După semănat, dacă nu apar primele plante, înseamnă fie că sămânța a fost prea veche, fie că nu a germinat. O cauză ar putea fi excesul de umiditate. Așadar, după semănare și udare, nu mai trebuie aplicată nici o udare până când nu apare ardeiul. În caz contrar, riscăm ca sămânța să putrezească de la prea multă apă. Ardeiul trebuie să răsară în 10-12 zile.